Acest buncăr nuclear a fost construit în America în timpul războiului rece. Are 15 etaje și este protejat de un beton armat de aproape 3 metri grosime. Este făcut să reziste la o bombă atomică de 12 kilotone trinitrotoluen aruncată pe o rază de 1 kilometru în jurul buncărului. Un apartament costă $1.000.000, iar întreținerea $2.500 pe lună. La acest preț, supraviețuitorii se bucură de facilități, cum ar fi sere hidroponice, pentru a produce fructe și vegetale proaspete, precum și o piscină interioară. Singura problemă este lipsa de hârtie igienică, deoarece stocarea ei pentru supraviețuirea timp de 5 ani ar fi folosit un întreg etaj.